Din 1977, încoace, Comitetul Internațional al Muzeelor a inițiat sărbătoarea culturală numită Noaptea Muzeelor, acțiune la care participă anul acesta, pentru a 11-a oară, Muzeul Teoharie Antonescu din Giurgiu. În conferința de presă susținută astăzi de către conducătorii instituției giurgiuvene, s-au anunțat surprizele pregătite celor care vor vizita muzeul sâmbătă 21 mai, între orele 18 și 21. Muzeul nostru vine la acest eveniment cu două expoziții temporare, Flori de mină maramureșene și expoziție de grup de artă contemporană, Fereste deschise, Dunărea de la Vărsare la Izvoare. Avem promisiunea și adresa oficială de la Clubul Astra că în seara de 21 mai, trofeul câștigat de echipa Astra va fi la noi în muzeu. Constantin Buduru a subliniat că pentru expunerea trofeului câștigat de fotbaliștii de la Astra s-au întreprins demersuri speciale care vizează transportul, prezentarea și restituirea cupei. În acest sens a fost apreciat sprijinul reprezentanților jandarmilor și celorlalte structuri care vor asigura și ordinea pe timpul evenimentului de sâmbătă noaptea. Conferința de presă de astăzi i-a prilejuit directorului adjunct al muzeului, Ionuț Gheorghe, să prezinte și cele mai importante manifestări organizate de instituție de la începutul anului și până în prezent.